dacă eu am 8 metri pătrați toți, dacă pierd 10 cm dintr-o parte și dintr-o alta pe pereți, ca să fac așa, dintr-o dată a pierdut aproape un metru pătrat. Am scutit bani cu circuitul ăsta, torlotele care se închiriază sunt dependente de o priză. Aia pe gel este o zecime de preț. Asemănătoare cu a mea era în jur de 15-16 mii de euro. Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum v-am anunțat în vlogul ăsta de aici, urmează să discut cu Mihai de la Călătorii No Stress, cu care sunt foarte, foarte bun prieten, despre tot ce înseamnă o viață în caravană, despre tot ce înseamnă să construiești o caravană și despre tot ce înseamnă să faci călătorii și să trăiești viața așa cum trebuie, ca o aventură. Mihai, bine ai venit! Bine te-am găsit, hai noroc! Hai noroc! Hova! În canare aici tot începe cu o gură de bere, adică nu poți dacă nu bei o gură de cerveza. Așa este, da, așa este. Eu sunt Mihai de la Călătorii No Stress. Ideea este că am construit această caravană în care ne aflăm noi. Am muncit vreo 2 ani ca să o construiesc și o să vă dau câteva detalii despre povestea asta. Și am oarecare experiență despre călătoritul cu autocaravana. Vlad, pe de altă parte, a mai fost și odată cu caravana, nu? Da, am mai fost, mi-a plăcut, îmi place ideea. Și vreau și eu să-mi construiesc sau să-mi cumpăr o autocaravană, pentru că aici în insule, noi, pentru cine acum aterizează pe videoul ăsta, noi trăim în Tenerife și, și în insulele Canare, sunt 7, 8 sau 9 insule, depinde cum le nume, toate diferite, e un stil de viață să ai caravană, adică sunt colegi de-ai copiilor mei care în weekend și-au autocaravana, o parchează în fața unei plaje și acolo stau tot weekendul. Și de asta m-a dus-o și eu aici. Da, și de asta vreau și eu să-mi cumpăr o caravană. Înainte de asta o să vorbesc cu Mihai ce înseamnă să-ți o faci, ce înseamnă să-ți o cumperi și pe parcursul discuției ce înseamnă să trăiești în ea, că nu exclud nici să stau o lună, două pe an în autocaravană. Și zine și tu despre cum planurile de călătorie, ce vreți să faceți. Da, și vă povestesc și ce facem acum. Oricum vor fi vloguri din autocaravană, sper. Stăm cam 3 săptămâni în insulele Lanzarote și Fuerteventura. Și de fapt, Lanzarote sigur, Fuerteventura mai vedem. Și vă dau și eu feedback-ul meu și cum s-a simțit la mine să stau 3 săptămâni într-o casă pe roți de 6 metri 30. A 8 metri pătrați. 8 metri pătrați, dar 4 persoane, nu iau câinele. Da, da. Bun, zi-ne cum ai făcut-o asta, ca să beau și un pic de bere. Băi, discuția despre cum să construiești o caravană întotdeauna începe cu părerea generală că e foarte ușor de construit o autocaravană. Îți iei o dubă și pui niște chestii, niște lemne prin ea și aia e totul. Chiar există percepția asta și oamenii cu... Eu urma să vă zic, iartați-mă, da. Când mi-a arătat Mihai cum să o folosesc, mi-am zis, zic, bă, dar nu e așa greu, mă, să faci o caravană. Exact asta m-am gândit, zic, să mă râde, nu fac și una. Da, da. Așa am crezut și eu, așa am avut exact aceeași senzație. Este exact cum e cu casele. Știi, când începi să-ți construiești casa și vezi că își face și unul și un prieten și așa mai departe. Își face un prieten, doi prieteni, trei prieteni și construiești case, vorbești cu ei, toți îți spun, bă, nu e cum te aștepți. Bă, e mult mai greu. Și tu zici că eu pot. Bă, nici da, și tu zici eu pot. Și toți îți spun așa, niciodată bugetul nu va fi ăla pe care ți l-ai estimat inițial. La orice casă și la orice proiect de genul ăsta, bugetul nu va fi cel pe care vi-l estimați inițial. Categoric nu. Iar așteptările sunt foarte mici. Am întâlnit oameni care credeau că poți să faci cu 2-3 mii de euro o caravană, de exemplu. Ceea ce e complet. Să înțelegem, dacă aș face o caravană greșit. Și răspunde la întrebarea asta, eu aș lăsa scaunele din față, da? Aș lua o caravană cu... Le faci să se mute sau nu? Nu, clar okay. Nu, da? Atunci e dubă. E dubă, da, cu pat. Eu cam asta am zis că ar fi ușor, da? Las bancheta asta întreagă, 3 persoane aici, las bancheta asta întreagă sau scot 2 scaune și las doar un scaun. A, iei o mașină cu 2 banchete. Păi, ca să fie ușor, da? Deci, deja... Sunt mult mai scumpe, deja alea sunt mult mai scumpe. Mă așteptam. Spre dublu. Foarte, foarte scump pentru că sunt căutate, nu pentru că au ceva plus. Ok. Și dacă iau 9? E foarte mult, îți vreau 40.000 de euro. Ok, nu. Păi da, da, dacă aș lua una nouă, planul meu era să iau una în rate și apropo de asta, în Tenerife, dacă îți faci rate la mașină, ai avans zero. Dar trebuie să ai vreo 6 luni, 12 luni istorie. Da. Bun. Și mă gândeam așa, dacă iau una nouă cu un rând de scaune, e 30.000, cu două rânduri e 35.000. Nu, e mai mult. Da? E mai mare diferența? Da, vreo 8-9.000 diferența. Deși scaunele nu vă durează mai mult de 2.000. Da, dar pentru că sunt rare,
și se fac pe un... Abar n-am, intrăm într-o discuție. Da, da, da. Bun, așa, eu ziceam așa, două rânduri, scot astea, pun acolo un suport pentru pat și un pat, evident, de 1,90x2 și și atât. Pentru că și WC-ul ăsta de 200 de euro cu asta și cu patul. Așa ziceam eu că fac. Da, nu, există, nu e caravana asta. Există transformări în caravană de la 500 de euro în sus. Deci asta e dubă cu pat. Corect, dubă cu pat. Poți să-i zici și autocaravană. Poate vă, ideea e să pui și ea, ca să o pui și în acte. Mm-hmm. Ca să o pui în acte, costă vreo 1000 de euro. Ca să devină autocaravană în acte. Dar nu ți-o omologează nimeni ca autocaravană. Păi și de ce aș vrea să o pun în acte? Pentru că altfel trebuie să car marfă cu ea. Nu ai voie să... Bine, poți să car persoane. Nu, corect. N-am voie să dorm în ea? Mi se pare că am divagat foarte tare. Nu, dar de ce? Mi se pare interesant. N-am voie să dorm în ea dacă e... Ba da, nu știu cum e legea în Spania. Categoric da. Păi că dacă vine un polițist și mă găsește că am dormit acolo, am dormit aici. Nu știu cum e legea. Un peisaj ăsta frumos. Îmi zice ceva că dorm în dubă? Eu nu cred. Probabil că nu. Dar e la limită. Da, normal că e la limită, dar vreau să dacă vrei să fie totul ca la carte, să ai dubă omologată și să-ți o transform și să ai cât de cât... Da, doar omologarea costă 1000 de euro. Bun. Da. Mai departe, ce ai făcut pe aici? Aici am plecat de la necesarul nostru. Noi am vrut o dubă care să fie foarte bună pentru trei persoane, pentru o familie cu un copil. Noi suntem tată, mamă și copil de 8 ani acum. Și am gândit-o pentru acest necesar de trei persoane. Lucru care e interesant, pentru că dacă ai trei persoane, dintre care unul minor, adică sub vârsta de a sta în față, trebuie neapărat să pui acel scaun pe care stai tu, care este în spate. Și ești obligat să ai scaun în spate. Da, pe așa puteam să țin trei scaune aici și nu mai făceam. Și aveam o suprafață mai mare, lăsam peretele despărțitor, că toate dubele vin cu un perete despărțitor, ca să ai zona de cargo separată de zona de transport persoane, ca să te protejeze de marfa care ar putea să sară prin perete. Da? Dacă vrei să o faci autorulotă, primul pas este la desfințarea acestui perete și discuțiile cele mai multe sunt despre desfințarea acestui perete. Dacă ai scos peretele ăsta, trebuie neapărat să faci autorulotă. Nu poți să mergi cu ea ca dubă cu peretele scos. Apropo de ce vorbeam mai devreme. Da. Deci asta n-ai cum, că te obligă legea să o transformi în autorulotă. Dacă e dubă în acte și n-ai peretele ăsta, n-ai voie. N-ai voie pentru că zona de cargo nu trebuie să interfereze cu zona de pasageri. Am înțeles. Bun. Deci pentru noi, am scos bancheta de 3 persoane și am pus două scaune aici, le-am făcut să rotească, le-am schimbat după cum vezi la pizzerie tot. Și am făcut un scaun pentru Vlad, care este la fel omologat și prins în nu știu câte șuruburi, că trebuie să fie niște norme de siguranță și pe care oricum nu se punea problema să nu le urmăm. Doi, am vrut un pat foarte mare. Am vrut un pat de minim 2 metri pe 1,80, cât permite lățimea acestei dube. Iarăși paranteză, sunt atât de multe de vorbit. Ca să-ți iei o dubă și să fie suficient de lată să poți să dormi transversal, deci să poți dormi așa de-a latul dubei, trebuie neapărat să-ți iei genul de platformă pe șasiu Ducato. Adică să iei Ducato, Peugeot sau Fiat. Fiat Ducato, Peugeot Boxer sau Citroen Jumper. Astea sunt cele trei. Boxer. Eu am Peugeot Boxer, da. Cele trei platforme care sunt late și sunt pătrățoase. Celelalte, care sunt poate mașini mai dorite, Volkswagen, Mercedes, Sprinter, sunt cu totul altfel, sunt mult mai înguste, au 1,70 m lățimea, da, și se și îngustează sus foarte tare. Drept pentru care, dacă ți-ai un Mercedes, nu poți să dormi de-a lat. Eu am luat-o pe asta și am făcut în așa fel încât să maximizez cât se poate, am avut câteva păsărele. Unul a fost să nu pierd spațiu, pentru că am zis, băi, dacă eu am 8 metri pătrați toți, dacă pierd 10 cm dintr-o parte și dintr-alta pe pereți, ca să-i fac așa, dintr-o dată a pierd aproape 1 metru pătrat, ceea ce înseamnă 16% din... Tot, enorm de pierdut. Și atunci m-am chinuit să urmez exact geografia pereților, să fac izolația în așa fel încât să urmez geografia pereților. Am filme o grămadă de pe canal. Da. E mult, enorm de pigălit, mult mai mult decât mi-am închipuit eu, de-aia mi-a luat aproape 2 ani și cred că peste 1000 de ore de muncă, peste 1000 de ore. Adică inclusiv proiectarea a fost foarte multă. De ce? În dubă, la proiectare, nu ai nicio suprafață orizontală. N-ai la ce să te raportezi. Nu poți să pui bolobocul și să pui pereții așa. Pentru că dacă ai o rată mai desumflată, dintr-o dată ai 2 mm mai puțin. Dacă șoseaua pe care stă duba nu e perfect orizontală, dintr-o dată duba nu e orizontală. Dacă ea stă un pic câș, înțelegi? Și nu te poți raporta la nimic. Iar pereții nu sunt drepți. E sunt așa. Și atunci niciodată n-ai unghiul ăla de 90 de grade care să te ajute, știi? Și asta a fost foarte dificil, pentru că cei care construiesc pe rapid înainte cheamă cât un meșter de ăsta care zice, șeful, fac la M. Cum zic ăștia, știi? Meseriașii că zic, îți fac la M. Adică strac de sus până jos o dungă, de sus până jos o dungă și ți-am făcut doi pereți. Dar tu ai pierdut
pentru că e pereții sunt așa, sunt concavi. Pierzi 10 cm, am făcut eu socoteala, pierzi vreo 8 cm și ceva cu vreo 8 cm și ceva, deci pierzi 16 cm. Asta înseamnă că patul tău nu va fi de 1,92 cât am eu acum, ci va fi de 1,78, 76. Ceea ce deja te face să nu mai poți să mai dormi așa. Înțelegi? Deci sunt niște detalii la centimetru, înveți să apreciezi centimetru. Doamnele știu foarte bine. Centimetru contează enorm. Sau noi știm, sau noi cred că știm. Sau noi credem, da. Bun. Da. Și zi-mi ca și costuri. Cât ai băgat în asta? Așa, costurile. Așa, asta e partea de pat. Deci înseamnă de partea de pat. Pentru că deosebirea mare este între o dubă de asta. De obicei, dubele care sunt făcute au paturi mici de 1,40, 1,30, 1,40. Noi nu dormim bine, pentru că dacă aveam două paturi de 1,40 și eram trei persoane, lățime. De 1,40 lățime, da. Și dacă unul se sacrifica în fiecare seară. Unul dormea foarte bine pe un patru de 1,40, dacă avea prea mult, iar ceilalți doi dormeau pe 1,40, deci avea prea puțin. Mm-hmm. Și atunci unul dormea, unul se lăfăia, doi se chinuiau. Ca să dormim toți, că la noi e comunism aici, toată lumea se doarmă bine. Egalitate. Egalitate fraternitei. Deci la tine nu doarme Roxana prost. Nu doarme, nu cred, nu știu, eu dorm prost. Sau nu dorm tu prost, de fapt, stai. Da. Dar dormim, nu, dormim bine. Plus că mi-am luat saltea hotelieră, o să o vedeți, o saltea de 22 de centimetri grosime, care este saltea de 5 stele. Care? Pe care ți-ai permis-o pentru că ai înălțime și acum vorbim despre înălțime. Exact. Ca să-ți iei dubă cu înălțime, asta este H2 înălțime, care înseamnă 2,02 m. Zi-mi așa, că tot de la, de la tine știu. Ai L1, L2, L3, H1, H2. Ai L1, L2, L3, L4. Aha, acum sunt lungimile. Acum a apărut și L5. Tu, asta e L4. Asta e L4, când, asta e 2017 duba. Da. Și era L4. Acum dubele 2022-2023 sunt L5 egal cu L4. Adică ce am eu L4 au devenit L5. Aha. Dar înseamnă 6,39 m. Uh-huh. Asta e 29 sau 39? 39. 6,39 m. Înălțimea este asta, e H2. Și ai și H3? Există și H3, care te mai înalță cu vreo 20 de centimetri, care sunt un pic inutili mie. Eu am 1,74, nu știu. Aha. Dacă ai peste 1,95, posibil să-ți dorești H3. Mm-hmm. Dar ai parcările subterane. Da, exact. Parcările subterane te bușesc tare de tot, pentru că asta cu totul, știi cât are înălțime? 2,68. 2,68, e enorm, enorm. Cu tot cu panou solar, care înseamnă, mă rog, 7 cm, 8 cm. Okay. Deci eu trebuie să trec la 2,80 să mă uit. Sub 2,80 nu prea mă bag, știi? Nu te bagi să... Da. Iar aia care este H3 este prea înaltă și nu stă bine în curbe, pe drum are cu asta, un comportament de șosea foarte prost. În schimb, aia m-ar ajuta să pun patru suprapuse, pentru că eu mă gândesc să pun un pat asta, jos pentru mine și nevastă-mea, uh-huh, și unul sus pentru copii. Unul peste altul. Da, ar putea să fie o idee mai bună pentru tine, pentru necesarul tău să-ți iei un... Pentru patru persoane, da. Da, asta zic, neapărat înainte să vă apucați de vreo dubă de asta, băi, trebuie să vezi exact care e nevoia mea. Dar ca să știi care e nevoia ta, trebuie să te baci un pic într-o dubă, pentru că înainte nu te prinzi care sunt nevoile. Păi da, am luat-o pe asta, da. Da. Și o să vezi, îmi e suficientă înălțimea, nu mi-e suficientă. Foarte mulți mi-au spus că dacă spui 20 de centimetri, 25 de centimetri de saltea, o să... Dar nu e adevărat, am spațiu absolut genial. Nu, a, e nicio că te sui tavan, că da, nu e... Poți să stai... Ideea e să stai în fund, în pat, fără să dai, să dai cu capul de tavan. Ca să te poți da jos și să te urci ușor. Da. Mm-hmm. Am pus lambriul ăsta fain deasupra, am izolat-o mai întâi. O mașină trebuie chelită complet când te apuci de dubă, dai totul până la tablă, după care prima dată lipești izolația. Izolațiile sunt de 10.000 de feluri. Eu am ales-o pe cea care e considerată cea mai bună, se numește Armaflex. Și Armaflexul e de diverse grosimi. Și am ales grosimea 22 de milimetri, 2,2 cm. Și cu asta am tapizat tot, dar am făcut-o eu. Și lumea se zgârcește la chestia asta? Se zgârcește sau pune vată? Nu. Sunt mai multe. Unii pun vată minerală, unii pun spumă. O izolează cu spumă. Că e ușor, ce? Dai cu spray-ul așa? Nu e deloc ușor, că spuma aia se usucă foarte inegal și trebuie să o tai cu cutter-ul. Da. Și mi se pare muncă de Sisif asta, uh-huh, dar cred că e un pic mai ieftin. Sau, habar n-am, polistiren, Doamne ferește, dar sunt și nebuni care folosesc polistiren, da, pur și simplu și lipesc. Ideea e că la izolația mașinii foarte important e să nu lași centimetru de tablă liber, pentru că acolo se va face condens și acolo o să zdruginească tabla. Și de asta am vrut să fac eu, să pun, eu n-am lăsat, ideea e să nu rămână alb, nicio bucățică să nu rămână albă. Tabla fiind albă pe interior, eu am pus Armaflexul ăsta negru peste tot, până când nu s-a văzut nicio
nici o bucățică de alb. Am tăiat inclusiv bucăți de un centimetru, de pus pigălit, am pigălit și am... Eu nu găsic, dar vinde asta, dacă vreți de vânzare. Și nu, dar nu de-aia o lăudăm. Da, nu, dar nu e de-aia laudă, e, am vrut să o fac așa pentru că altfel ai condens ulterior și asta, și asta sunt chestii care nu se văd. Când cumperi o dubă, nu se vede cum e făcută izolația, că nu o mai vezi niciodată. Și ce se întâmplă dacă ai condens, concret? Îți ruginește. Îți ruginește, da. Și atât. Se face apă pe interiorul tablei și îți rămâne apă în tablă. Mm. Da. Bun. Și ai făcut-o neagră. Am făcut-o neagră. După care pui sistemul electric. Tragi firele. Nu vrei să știi câte fire sunt în dubița asta, tătica. Pentru 8 spoturi de-astea? De pentru 10 spoturi, pentru prize, pentru frigider, pentru... am circuit de 12V, circuit de 220V. Deci am două circuite care sunt în paralel pe toată mașina cu fire separate. Cred că sunt vreo 200 de metri de cablu. Ce s-ar fi întâmplat dacă alegeai să ai doar un gum circuit? Trebuia să-l alegi pe la de 12. Eram obligat să-l aleg pe cel de 12 și mi s-a părut inconfortabil pentru că trebuia încărcător pentru orice și transformator pentru orice. Și atunci, dacă spui pe 12, trebuie să cumperi frigider de 12V. Ca idee, un simplu exemplu. Frigiderul pe 12V dedicat pentru dube costă în jur de 1000 de euro. Frigiderul ăsta pe 220 este un frigider clasic de 80 de litri, care costă 300 de euro. Mai puțin. Poate două. Da. 200 ceva de euro, nou. Este un Heiner. Nu e, dacă e mai mare un pic decât de hotel, dar așa. N-am vrut congelator, că mie mi se pare aberant să ai congelator în camper van. Adică mi se pare o aberant, mi se pare un lux de la care poți să renunți foarte ușor, dar care, pe care dacă ți-l iei, vrei, nu vrei, vei consuma multă energie ca să întreții acolo minus 18 grade. Uh-huh. Ca să faci minus 18 grade într-o cutie, într-o dubă, cu energia produsă de panoul solar, uh-huh, e foarte energofagă povestea cu congelatorul. Și pe ce, și, pentru ce până la urmă? Exact, și nevoia e... De un magazin oricum. Ce să-mi iau hamburger și, sau ce, mici, să-i țin la... Ce să pun acolo? Da. Poți să pui o palincă la rece, dar o bei și la 4 grade cât face frigider. Adică. Da. Nu e atât, sau berea, sau ce să pun în congelator? În fine. Și n-am renunțat la congelator. Deci asta e o dată. Dacă spuneam circuit pe 12V, eram obligat să-mi iau Domotec sau alte frigidere de astea care sunt dedicate. Da, doi. A, deci aici tu ai scutit bani. Am scutit bani. Am scutit bani cu circuitul ăsta și am câștigat confort. Pentru că eu prefer să fiu... Adică ai priză unde vrei, ai pus priză ca în casă. Ca în casă. Laptop, telefon, fierbător de apă, pana mea, tot felul. Aspirator, dacă vrei să faci curat. Habar n-am, ce mai ai tu pe acolo pe acasă? Hai să văd. Ar fi trebuit să ai super adaptoare. Și atunci cu super adaptoare nu are niciun sens să te complici, știi? Bun. Asta e partea electrică, cabluri. Ai terminat cu cablurile. Pe urmă, bineînțeles, prinzi acoperi izolația, care se acoperă cu panouri de astea, panouri albe, uite, cu tot ce e pe aici. Da, le-am văzut. Astea sunt dedicate. Astea sunt panouri dedicate pe care le găsești, le face o firmă din Bulgaria, dar le fac mai mulți. Și care sunt mega scumpe, ca să se acopere exact, pentru că altfel nu le poți face pe suprafața asta. Oricât te-ai chinui tu, da, le faci și n-ai terminații și n-ai... A, nu, înainte de asta, înainte de orice, am uitat asta. Mai întâi am decupat carcasa. Deci înainte de orice am decupat carcasa. Am decupat ca să pun ventilatorul, am decupat să pun cele două geamuri în spate și geamul ăsta. Deci decupez tabla. Da. Pui geamurile, asta e primul pas de fapt. Pe urmă pui izolația și toate celelalte. Mm-hmm. Am uitat. Deci, și întâi... geamurile tot din Bulgaria? Nu, geamurile sunt de pe un site. Sunt foarte mișto geamurile, sunt ok. Și astea și alea din spate. Și sunt geamuri care sunt, nu se vede din afară în dubă. Mm-hmm. Foarte important. Că ți se uită toți, o să vezi că ți se uită toți în... Serios? Da. Toată lumea crede să se uită, să se holbeze la asta. Poți să spui perdeluțe, dar mi s-a părut un pic nu, mai simplu. Nu, e prost, mă, nu suport perdeluțele în dubă. Așa, da. Nu suport așa. Da, și... Astea au mai mult un rol pentru iarnă și nu numai de asta, dar noaptea, când vrei să te culci, le-ai tras pe astea ca să nu mă complic să lipesc tot din comoditate, pentru că există unele care se pun pe parbriz și pe geamurile laterale. Dar se lipesc cu ventuze, le-am aici sus, nu le-am folosit niciodată. Pentru că da, se lipesc cu ventuzii, așa mi-am pus perdeluța asta, mi-am tras și mi-am creat intimitate în zona asta de spate. Paralelă, că așa sunt toate vlogurile mele. Da. Nu ai așa o problemă de asta de să te simți un pic, e forțat și mult spus, în nesiguranță, dar
să treacă pe aici, uite, bețivi de ăștia seara, tu dormi aici cu Roxana și cu copilul. Am avut o singură seară în Barcelona. Am parcat la satul olimpic acolo, în Barcelona, dar știu dacă știi. Nu, știu Barcelona, dar nu știu asta. După Barceloneta există satul olimpic. E practic partea nouă a Barcelonei, creată când s-au făcut jocurile olimpice în Barcelona. Da. Și acolo mi s-a părut că e foarte safe să pun, să parchez, pentru că sunt oameni care aleargă, fac sport, e o faleză pe malul mării și mi s-a părut cel mai ok. Și într-adevăr, e o zonă sigură considerată. Doar că ce să, pentru că în Barcelona s-a stricat povestea, odată și-au lege tâmpită și sub 300 de euro nu se consideră niciun fel de delict și s-au umplut de oameni care fură mici chestii, mici găinari, să spunem. E, și tot după ce s-a trecut de 10:30-11 seara, a început să se umple de genul ăsta de omuleți prin jurul, nu prin jurul Dubei, ci erau pe trotuar și treceau. Și am stat. Roxana cu Vlad a dormit la 10:30. Am stat până la 11:30-12, eram treaz și eram, hai să văd ce se întâmplă, știi, ca un de la agitat așa. Și la 12, când am văzut că vine o gașcă mare de niște magrebieni, erau, na, genul ăsta de algerieni, eu știu, marocani, cu tot felul de lanturi și dubioși așa, și erau să tot plimbau pe acolo și au început să patroneze și mașinile de poliție. Am zis, băi, nu e ok, hai să, știi, și m-am ridicat din pat, am dat cheie și am plecat la 40 de kilometri, trecând pe lângă 6 mașini de poliție care tocmai opriseră grupul ăla de magrebieni și băgaseră pe toți în dubă. Deci avut dreptate să zic. Da, că da, erau dubioși de tot. Și atunci, ăla a fost singurul moment de nesiguranță, executat, bă, am simțit ceva, am plecat. Nu stau. Mm-hmm. Asta e mișto la dubă. Da, și tu schimbi hotelul. Ai și probleme, ai schimbat hotelul și tu ai și probleme cu somnul, deci pentru tine n-a fost greu să-i reperezi. Adică nu te văd dormi foarte bine. Tu da! Dormi bine în autorul ăsta? Extraordinar. Bine, mai bine, da. Ca acasă. Mai bine ca acasă. Da, bine. Hai că mai bine. Dorm. Nu, dorm bine. Dar să nu fie genul ăsta de lumini și de tâmpenii. Am înțeles. Așa. Bun, continuăm. Unde? Am făcut găurile în geam, da, ca să băgăm geamurile, am pus izolația, am pus firele, acoperim toată izolația cu pereți, facem pereți de jur împrejur, creăm zona de baie, care înseamnă decupa și cutia asta, care e super complicat de făcut, că iarăși n-ai zone drepte. Are o structură de lemn înăuntru care era forsată și prinsă pe toate chestiile astea. Faci primul strat de podea, după care începi să pui mobila. Pui panou solar și pui firele pentru panou solar și toată partea electrică de aducere de curent în dubă, știi? Și faci partea din spate care ai văzut. Pui pormă, rezervorul de apă albă, apă care curge la chiuvetă și curată, pe care o folosești. Rezervorul de apă gri, pe care l-am luat dedicat și care se bagă în burta mașinii ca să urmeze exact șasiul mașinii, să urmeze geografia burții mașinii, să nu se ocupe spațiu. Și el e făcut exact cum arată. Asta nu coboare. Nu coboare, coboare 2-4 cm. Nu, nu e sub prag, e deasupra pragului, dar urmează exact și găurile din... Asta, tu ai zis de apă curată. Apa curată merge la duș. E aceeași apă. La duș și la bucătărie. Am înțeles. Bucătărie aici. Deci duș și bucătărie. Mm-hmm. Are două surse. Bravo. Și cât ai? Câtă apă curată ai? 120 de litri. Și cât ai nevoie? Păi, cât ai nevoie la un duș? Ai, așa pe medie. Da, duș, la un duș aici în dubă faci cam cu 15 litri de persoană. Am înțeles. 10-15 litri. Și la bucătărie? La bucătărie depinde cât speli vase și asta. Nu ne ajung 120 de litri vreo 4-5 zile. Eu mi-am făcut planul că acum în 3 săptămâni eu o să folosesc numai farfurii de carton. Așa mi-am propus. Mi se pare... Greșesc? Da. O să fii mai disconfortabil. Le ai peste aici, la îndemână, le-ai spălat imediat și le speli imediat și le-ai... Cum vrei, whatever. Deci, mie mi este că nu te deranjează mult să speli vase în chiuveta asta mică. Nu. Și, ok, bine. Nu înțeleg. Dar n-ai nici și împotriva mea ceva, că nimic, vreau să consum niște carton. Nu am nicio problemă. Bine. Doar că eu am preferat să mă simt ca acasă. Adică, când mergi pe termen lung un pic, o să vezi, când pleci 2-3 zile, pleci nepăsător, adică nu prea, bă, oricum, bă, de scurt, 3 zile rezist. Da. Deci pleci cu ideea asta că rezist. Da. Ei, când se lungește la 15 zile, la 20 de zile, începi să simți... Eu rezist de 6 ani în Tenerife, bro. Te înjură toți, în momentul ăsta te înjură toată lumea de pe... Da, eu n-am abonat, bă, rezist, deci cuvântul rezist în Tenerife,
Cele două cuvinte nu se pot. Și pui și hashtag și ai terminat cu toată lumea. Nu, nu dat de gata. Cum? Deci eu de plăcere stau în Tenerife. Oricare ar vrea să stea în Tenerife. Cine mă urmărește știe ce vreau să zic. Te-am mai așa că înțeleg ce zici și pentru că înțeleg, vreau să vă pun un pic în context. Tu ai pahare de vin, nu-i așa? Cu pahar așa frumos. Am luat și de-alea, da. Bravo. Asta nu le-am văzut acum, dar le-am văzut în vlog. Da, da. Și da, atunci, da. Înțelegeți, omul nu bea vin din pahare de-alea de fără pahar. Nu am o problemă. Chiar am o problemă cu cei care nu beau vin decât din pahare cu picioare. Adică pot să beau vin din orice și din pungă. N-am nicio problemă cu asta. Dar am vrut cumva să-mi aduc un minim de confort și de plăcere aici, ca o cană drăguță de cafea, adică astea sunt chiar mișto, sunt chiar bucurii pe care e bine să le ai. Da, aici ajuns. Deci așa, pac, 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 am pus astea, vorba spui electrica, electrica costă vreo 3-4 mii de euro, nu are electrica. Adică te vrei la baterie la asta? La ca să-ți genereze curent. Să-ți generezi curent, deci să n-ai, toate autorulotele care se închiriază sunt dependente de o priză. Ele nu au independență energetică. Foarte puțin au panou solar. Deci în niciun caz nu-ți vin așa din fabrică. Ci îți vin cu un ștecher și tu trebuie să te cuplezi, să te plug-in la orice camper, la orice camping, știi? Pe când așa eu nu mă bag la camping, eu stau off-camping cu asta, n-am nicio problemă. Eu cu asta am baterie de 150 de amperi, am un Ultimatron care e o baterie de top. Sunt mai multe, dar asta e litiu. Baterie pe litiu, eu nu sunt de alea pe gel. Sunt unele pe gel. Și? Care e diferența? Ei, aia pe gel, sunt mari, două mari diferențe, trei mari diferențe. Aia pe gel este o zecime de preț. Poate chiar ai 20% dintr-un prețul de undeva. Dar aia pe gel are 70 de kg o baterie doar, față de 15 cât are asta, sau 10. Deci ai 60 de kg în plus pe care le car tot timpul pe o baterie. 2. Aia de pe gel nu poți să o descarci mai puțin de 50%. Deci fii mereu atent. Da, tot timpul pun la 50% duci și pe urmă trebuie neapărat să o reîncarci. Păi înseamnă că ai jumătate de baterie. Ai jumătate de baterie, corect. Și ba atunci... nu, ai și grijă. Jumătate de baterie plus grijă. Plus grijă, da. Și cari mai mult. Ca să faci cât asta, ar trebui să-mi iau două de gel, adică 40% plăteam din preț, poate, și aveam grijă, că n-am 140 de kg în loc de 15. Bravo, mai convins. N-are sens. Gel sax. Deci clar, 100%, da. Gel a fost o perioadă când toată lumea avea gel și era ok, da. Bă, dacă tot cum există... se cheltuie 140 de, să pui 140 de kg pe spatele mașinii? Da, 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 da. Eu am fost atent cu kilogramele și uite, eu am acum 2 tone 800 pe asta goală. Foarte puțin din cei care au autorulote sunt în greutatea corectă. Foarte puțin. Deci poți să... Noi 3500 avem voie, nu? 3500, da. Poți să pun cu mâna pe orice vrei tu că 8 din 10 depășesc greutatea legală. Categoric. Eu nu, n-ai cu ce, am 2800 cu asta, mai cântărim noi 200 de kg. Păi și pe ce o depășesc? Și goală, goală. Păi nu, cu ce depășesc? Își fac mobilier din pal sau din OSB sau din puime, care e foarte greu. Își pun tot felul de căcaturi grele pe ea. Tu ce ți-ai făcut mobilier? Din mesteacăr. Noi aici, de fapt, ne-am făcut toată chestia asta să ne lăudăm. 6 ani în Tenerife, de asta de mesteacă în baterie pe litiu. Apropo de aroganță, am luat blatul ăsta care o să vezi, e un blat de stejar, care e greu ca naiba. Și asta a fost o aberație. Aberație. Am vrut eu blat de stejar, să dea frumos, să fie lemn de stejar. Dar blatul ăsta are vreo 70 de kg. Și de ce n-ai pus în loc de blatul ăsta? Puteam spune orice blat. Dar asta am e blat de pe care mi-a zis să nu-l zgări. Deci, de nu, grijă. Că e de stejar și e dur. Dar spune-mi, de ce n-ai luat unul de fibră de asta, ceva nou și asta? Am vrut stejar, mie îmi place lemnul. Mie îmi place să fie... Mie nu-mi plac imitațiile. Eu nu și aici asta ce? Asta este brad. E ușor asta. E ușor. E lambriu, da. Lambriu de brad. Iar alea sunt din bambus, toate astea. De astea e bambus. Bun, și deci tu ai pus astea în spate acolo, 4.000 de euro. Mare lucru, ai terminat. Care mai trebuie? 4.000 doar curentul. Așa, și? 4.000 curentul, apa, și apa, eu 250 de euro rezervorul de apă curată, 250 de euro rezervorul de apă gri. Uh-huh. 250 de euro montatul fiecăruia. Uh-huh. Deci mi-a dat 1.000 de euro pe rezervoare. Plus montatul lor. Pe urmă ai mobilierul, dar nu l-am pus la calcul. Tu ești foarte chițibușar așa și foarte, le ai pe toate în dung așa, adică foarte ordonat. Dacă era unul și mai îndreptat spre cutting cost și mai nepăsător, cât ar fi dat la tot ce ai zis tu? Adică ai bateria la 30-40%. Rezervoarele? Putea să le ia mai ieftin? Da, sunt care stau în mașină cu niște butoaie de astea de plastic, care costă, nu știu, 30 de euro. Mm-hmm. Butoaie, rezervor de apă și cu un țeavă în ea, un furtun în ea și strași de acolo. Și țin aici asta. Da, și prind în marginea unui de ăsta și un butoi de la de varză. Mm-hmm.
poți să mergi cu butoiul de varză, n-ai nicio problemă. Deci cam fără 100 de euro tot nu rezolvi problema cu apa. Nu, îți trebuie un pic mai mult. Mai e pompa de apă, pompa de apă costă și aia vreo 100 de euro. Costă mai mult un pic, vreo 200 de euro. Mm-hmm. O pompă bună de apă ca să nu se ardă non-stop. Vorba e sistemul de furtune care vine peste tot și care a fost băgat peste tot și na, e complicat. Formă patul, salteaua. Salteaua a fost 1000 de euro. Salteaua aici chiar poți să ai eu, saltea de 200. Categorii, da, dar nu dormi așa de bine. Uh-huh. Lambriul ăsta să-l montez a fost un nenică care s-a chinuit o grămadă. Na, una, eu am salvat din manoperă pe ce am muncit eu, am salvat probabil 4-5 mii de euro. Uh-huh. Ca idee, dacă te duci în... Știu că astea erau cod, nu știu dacă mai sunt reale. Sunt niște oameni care fac conversii. Te duci cu duba la el și îți face conversia. Așa. Bineînțeles că îl întrebi din prima, bă, cât costă? Și ăla o să zică un preț și cât durează. Și tu te aștepți, oamenii se așteaptă în 3 săptămâni să fie gata sau ceva. E, află că niciodată nu o să fie gata mai mult de mai devreme de 2-3 luni. Plus că sunt ocupați până nu îți preiau imediat lucrarea ta. În momentul în care se apucă. Deci chiar e cu experiența și cu tot. Și doar manopera pentru o conversie asemănătoare cu a mea era în jur de 15-16 mii de euro. Doar manoperă. Ai, lasă-mă. Da. Iar materialele costau la fel. Adică eu am băgat în asta în jur de... Am plătit manoperă probabil... Cum a fost în Europa cu asta? Unde ai dormit? Mamă! Și găsești locuri de dormit? Apropo, trebuie neapărat să-ți descarci aplicația. Un camping în Slovenia a fost 80 ceva de euro pe noapte. Nu, man. N-ai cum să faci asta în România, niciodată. Aici e scurt circuitul meu. Dai 200 de euro ca să-ți pui un preșuleț, o mochețic, faci mâncare la un... ai un dolar de gaz, campat pe malul mării, unde erau sute de flamingo. Și e și complicat. Ascultă-mă, sfat, că nu am întâlnit pe nimeni care să fi spus că am fost amendat. Dragilor, aceeași discuție interesantă cu aceleași două persoane interesante le găsiți pe Călătorino Stres, pe canalul lui Mihai. Nu ne luăm la revedere, că doar dacă apăsați aici pe video-ul ăsta care apare aici undeva, dați click pe el dacă sunteți pe telefon și intrați pe No Stress, Călătorii No Stress, și ne vedem acolo. Peace!